Specialiștii moldoveni sunt tot mai buni la capitolul dezvoltării semințelor de cereale și legume. Multe dintre acestea, cum ar fi cele de porumb sau floarea soarelui, sunt livrate în străinătate. Marii cumpărători sunt din Rusia, Belarus, Ucraina și Olanda. Specialiștii spun că datorită condițiilor meteo de la noi, semințele oferă un randament foarte bun. Pe de altă parte, experiența agricultorilor noștri arată că în cazul rapiței nu ne putem lipsi de recomandările experților străini. Chiar și așa, în străinătate, cele mai solicitate semințe moldovenești sunt cele de porumb timpuriu. Moldova vinde aproximativ 4.000 de tone pe an, iar de floarea soarelui 700 de tone. Anul acesta, cumpărătorii străini vor putea urmări chiar și modul de selectare a semințelor. Prelevarea va fi ghidată și va fi filmată și transmisă ca partea rusă să vadă când se prelevează proba, de unde se prelevează, care e lotul. Totul nu se va limita doar la un raport video. Câțiva crescători de semințe din Rusia vor veni în Moldova. Este o practică internațională obișnuită. Cumpărătorul verifică singur calitatea producției. Se prelevează probe în două exemplare. Unul rămâne pentru Laboratorul Central Fitosanitar ANSA în Republica Moldova să fac testările, expertize de laborator. Și unul merge la Moscova. Semințele moldovenești de porumb și floarea soarelui sunt solicitate și în alte țări ale CSI. Semințele noastre, materialul săditor din Republica Moldova, este mai adaptat la condițiile Federației Ruse sau Ucrainei sau Belarusiei decât acelea de peste, din Europa ori din altă parte. Sunt condițiile mai apropiate, mai adaptabile. Din cauza secetei, anul trecut recolta de porumb a fost una mică, iar din această cauză a crescut și prețul semințelor. Anul trecut în jur la 3 lei, 3,50 găseam, dar anul ăsta, cum vedeți, 5,40 kg. Cred că e foarte scump, amuia. E porumbul, da, și tot se mărește prețul aproape la săptămână cu 20 de bani. Pentru că la noi, eu ne luam, e prea puțin. Și raza anului ăsta a fost cam slabă. Moldova exportă și semințe de legume, aproximativ 15 tone pe an. Una din țările care procură semințe de la noi este Olanda. Exportăm și în Olanda. Cum n-ar fi de straniu, tare mult importăm de acolo, dar și exportăm. Condițiile la noi sunt foarte bune de creșterea semințelor și solurile și clima. Avem specialiști. Prima inspecție video pentru cumpărătorii străini de semințe este planificată în luna martie. Conferința va avea loc direct în SR. Deja în luna mai vor fi transmise în străinătate imagini de pe câmpuri, cum au încolțit semințele.